să aranjez asta aici, că Marius întârzie și până vine el, să fac intro la... Bine ați venit la Stack TV, material extra de la Drag, ultima etapă de la Arad, unde vom merge cu un BMW, de la oferit de BMW România. Să sperăm că este seria 7, eu asta mă rog. Îl aștept pe Marius să dea Dumnezeu, să nu facă băieții mișto de mine de acolo, de la birouri, și să-mi dea ceva mic. Dar, dacă tot mă aflu în acest cadru pe care îl vedeți în spatele meu, aș vrea să vă povestesc de o soluție de la Engie, care se numește Engie Explore, unde primiți o stație de încărcare. O stație de încărcare la voi acasă sau la birou, unde doriți voi, într-un abonament de 2 ani de zile mai avantajos cu 15% decât găsiți acum pe piață. Aveți un acces pentru 3000 de kilometri în toate stațiile e-charge renovatio din țară și avantajul client al mașinii de 4500 de euro de la Auto Cobolcesc. Simplu ca bună ziua. Vă interesează mai multe detalii? Accesați site-ul băieților de la Engie și problema e rezolvată. Dar nu plecați, că eu sunt tare curios să văd cu ce mașină vine Marius. Haide mă, frate, mă, hai că e bine, e bine, e bine, îmi convine, țiplă, îmi convine, hai, îmi convine, nu te-au prostit. E bine așa, e bine, îmi convine, e ok. Băi, mă bucur mult de tot, de-aia râd, mi s-a umplut fața de dinți, că avem X5 să mergem până la Arad, că dacă mergeam cu Mini, stăteam un pic înghesuiți. Frumoasă culoarea, frumos și noul X5, la doar... Nu vă spun cât costă, intrați voi pe site și vedeți. Motorizarea de 3 litri diesel, faruri laser, frate. Da, aș fi vrut, dar n-avem timp, suntem foarte ocupați. Așa zic eu când n-am bani, n-am timp. Înțelegi, suntem foarte ocupați și n-am timp să fac un full review al mașinii, dar o să vedeți un POV cu ea și o să vă povestesc eu când ne întoarcem de la Arad, cum se conduce, ce știe să facă, cum merge ea singură, cum frânează singură, cum aveți grijă cu pilotul automat, că în România nu merg toate funcțiile. Da, ce să zic, ca orice mașină nouă din clasa premium, este senzațional. Îmi pare rău că n-am avut timp să mă sune o blana pe mine pentru ea. Și de-abia am ajuns aici după 3 ani de zile de când ne ținem să facem un material la o etapă de drag. Am ajuns la ultima, ne-am programat la finala de la Arad. Ce o să vedem astăzi? O să vedem mașini de toate felurile, începând de la mașini stock până la mașini super modificate, care ne promit că o să scadă timpul la 7 secunde cu start de pe loc pe 402 metri. Sperăm și am încercat, am făcut tot posibilul pe lângă Marius, băi, să facem un material lung. Să aibă 45 de minute de filmări, să se uite băieții ăștia, nu știu, a zis, bă, da, facem, nu știu, vedem la sfârșit. Hai să vedem ce fac băieții azi, că e și un pic friguț, m-aș încălzi cu ei, hai! Ha ha ha!
Ce nu ți-a stabilit? Avem. Daniel, hi. My name is Daniel, my and I'm from Stax TV. You are from Bulgaria with a traditional Audi S2 from Bulgaria. You know, here in Romania, we said, man, the Bulgarians are coming with the S2 with the air conditioning on, and they are doing under 10 seconds. It's actually under 8. Under 8, yes. But this is not a street legal car. No, definitely not. It's a profi car. It's a profi car. Yes. The power, you estimate? It's 1,100 on the wheels. 1,100 on the wheels. Yes. And at the engine, this will be 1,500. Oh, no. 250 maybe, something like that. Yeah. Okay. What's the target for today? For today is to go under 8 seconds. Under 8 seconds. Yeah, maybe 7.8. And if we're lucky, 7.7 maybe, we'll see. What is the best time of this so car? So far, 7.8 here on this track. Very happy to be here as well. It's our favorite track. It's really great, yes. Yeah. You can tell me about the money of this project, the investment. Yes, the investment. Well, I'm developing this car for almost 15 years now. Yeah, and you and don't know. No, well, the last two seasons, the condition the car is now, it has Liberty gearbox, so the standard Audi 5-cylinder engine, but Liberty and Nissan Skyline transmission below. The last project, let's call it, the last update, costs maybe about 100,000 euros. The car over the years is much more, but of course, it's hard to estimate such a car. How is the life in Bulgaria with sponsors? Because here in Romania we don't have sponsors. It's exactly the same. It's exactly we have the no same. Sponsors, unfortunately, and this is our passion and our hobby, at least for me. And I have to sponsor it myself for my own business. Yeah. So I don't make any money out of this. Yeah. I just put money into it. It's not even investing because you don't get that back. Yeah. But it's for pleasure, man. This is what I love to do. It really relaxes me and gives me a great feeling of fulfillment. So this is why I do it for so many years, already 15 years. Thank you very much. Thank you as and well. Have a great race today and tomorrow. Thanks.
face, o să vă ghidile din pan, vă jur.
motocicletă. Să ne facem.
dragă în României, la această disciplină care a devenit sport în România, doamnelor și domnilor. Gata, frate, mai vrem cineva? Da, facem. Băi, să faci cartonul. Hai să facă și mie. Băi, nu faci ita. Faci vlog? Nu. E vreo outro de emisiune. A, da, asta a fost, asta a fost Drag Racing Events Arad. Sper că v-a plăcut materialul. V-a făcut Dobrescu un cadou și v-a pus mai mult brut și material și așa mai departe. Și sper să ne vedem la anul și cu Mita aici, la Arad. Oprește camera, că am poze de făcut. Stau pe voi, că vreau să iau, să intru în vlog. Haide să facem frumos premiera. Știu? Mersi, frate. Mulțumim, frate. Bineînțeles. Mulțumesc că sunt aici. Facem, nu facem, nu facem. Hai să vreau să intru în vlog. A, să intru. Bravo, frate, uite, te-a filmat domnul. Ce să mai zic?